Biserica Sfântul Cuvios Dimitrie, din localitatea Fundul Moldovei, județul Suceava, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Noi astăzi, de multe ori, ne îngrozim și ne împuținăm sufletește când avem câte un necas, o nedreptate sau o boală, o suferință. Dar dacă luăm aminte câte suferințe au îndurat creștinii din primele veacuri, ne dăm seama că au fost alții mai cu multe suferințe și mai ales ne dăm seama că puterea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu a fost permanent cu creștinii care l-au mărturisit pe Hristos prin viața lor curată, prin păstrarea credinții în Duhul adevărului. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru preoții și credincioșii parohiei trecuți la Domnul. Iată că astăzi, prin prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Pimen, am primit binecuvântări și bucurie duhovnicească cu toții, preoții și credincioșii, dar și pentru faptul că îi prăznuim astăzi pe cei care fac parte din Biserica Triumfătoare, și anume pe cei adormiți întru Domnul și care odihnesc în cimitirile acestei sfinte biserici, și ne-am rugat pentru odihna lor. Este o zi însemnată pentru această comunitate din satul Fundul Moldovei, în primul rând pentru că, după cum se știe, Comuna Fundul Moldovei are 3 parohii, dar Sfântul Dumitru este patronul parohiei în care ne aflăm acum. Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Dimitrie din Comuna Fundul Moldovei a fost așezată în 1881, iar slujba de sfințire a avut loc în anul următor.